Poate cea mai criticată generație din fotbalul românesc a obținut o calificare surprinzătoare la campionatul european din vara acestui an. Echipa antrenată de Edi Iordănescu a încheiat campania de calificare pe primul loc, fără înfrângere în cele 10 meciuri disputate. Iar parcursul tricolorilor a devenit subiectul unui film documentar în regia lui Remus Akim. Este o echipă în care nu mai credea nimeni, nici eu nu credeam. În seara meciului Israel-România, mă uitam la tenis. Era Masters-ul de la Paris, juca Djokovic. E genul de film observațional. Și am intervenit foarte puțin în ceea ce făceau ei, pentru că e mult mai important ca ei să joace și să dea totul pe teren și să fie acolo decât ceea ce făceam noi. Oamenii să vină și să vadă filmul ăsta, pentru că nu este un film doar despre fotbal. Este o lecție de viață pentru România. Documentarul propune o incursiune autentică prin vestiarul tricolorilor, cu imagini în premieră din culise și discursurile motivaționale ale lui Edi Iordănescu de dinaintea sau de la pauza meciurilor. Nu a fost ușor, drumul a fost cu obstacole. Momentul când personal am venit la echipa națională a fost unul dificil, pentru că se strânsese multă supărare, tensiune, frustrare. Calificări ratate, ani mulți de la un ultim turneu final și a trebuit să facem multe eforturi ca să venim pe linia corectă, să aducem din nou suport echipei naționale alături de noi. La avanpremiera filmului au participat printre alții premierul Marcel Ciolacu, președintele Federației Române de Fotbal Răzvan Burleanu, dar și câțiva dintre jucătorii primei reprezentative. Nu știu, cumva noi nu ne așteptam să se facă un film sau nu ne gândeam că vom ajunge să fim cumva actori. Nu știu, aștept și eu să văd ce va fi și cred că va fi un film interesant. Nu mai trebuie filme, da? Dacă avem un turneu final de succes, faceți noastră filme cu ei câte vreți când se întorc în țară, îi obligăm. Poate facem unul și după preliminariile pentru mondial. Păi am spus peste 2 ani, de asta am spus că peste 2 ani mi-aș dori să mai facem un film. Titular în toate cele 10 meciuri din campania de calificare, Radu Drăgușin nu a putut fi prezent la eveniment. Nu au lipsit însă mama și fratele fundașului de la Tottenham, cei care așteaptă cu nerăbdare startul campionatului european. Chiar sperăm ca naționala asta să treacă de grupe și să ne facă bucuroși pe toți. Oriunde am fost, am mai fost în mijlocul copiilor și le-am transmis că educația este extrem de importantă. Sigur, sportul îți conferă o mulțime de avantaje, dar fără educație nu ai cum să faci pașii firești ai performanței. Am urmărit în special performanțele fratelui meu și am văzut cum a crescut pe zi ce trece. Îmi doresc și le doresc și le țin pumnii băieților să ajungă cât mai departe în acest campionat european. I-am văzut, sunt o echipă care luptă, ceea ce este super. România va debuta la Euro 2024 pe 17 iunie la München, împotriva Ucrainei.